despre semiologia esteticii dreptului devenirii. Subiectul acestei scurte dizertații este devenirea și mai ales dreptul de a deveni al ființei umane. De ce am ales acest subiect? Pentru că, dragi studenți, deși fiecare dintre voi are hic et nunc, adică aici și acum, sentimentul împlinirii, atingerii unei finalități în viață, doar ați deveni practic medici, doresc cu riscul asumat de a vă deveni oarecâta oară antipatic, să vă fac să înțelegeți că această împlinire este doar una aparentă în cursul devenirii voastre. Devenire care nu este nimic altceva decât partea motrice a vieții voastre de tineri aspiranți la desăvârșire. Căci dacă devenirea este o acțiune continuă și permanentă, caracterizată de schimbare, de transformare progresivă a realităților, ce altceva este această sărbătorire a unui obiectiv atins, reprezentat de terminarea studiului medicinii la nivel de facultate, decât doar un simplu moment al devenirii voastre personale? Dacă această abordare, care pare că minimalizează rezultatul imensului efort depus pentru a absolvi cei 6 ani de studii medicale, vă va crea o mică revoltă interioară față de mine, cel care vă disipează sentimentul împlinirii prezente, atunci încercați să vă găsiți puterea de a vă reprima această revoltă și de a privi adevărul în față cu calm și serenitate. Da, sunteți încă departe de a vă fi împlinit menirea. Mai știți tot de la mine, măcar cei care au fost la cursul de anul 6, că noțiunea de drept nu include doar libertățile individului social, ci în egală măsură și responsabilitățile acestuia. În acest caz, ce părere aveți despre valoarea semnificației sintagmei din finalul titlului aceea privind dreptul de venire? Ne putem permite noi, formatorii voștri, și în egală măsură și voi, în calitate de materie primă a evoluției acestui neam românesc, să considerăm că fiecare dintre voi are doar libertatea de a deveni, că dacă vreți bine, iar dacă nu, nu? Sau că voi, the next generation, aveți de fapt obligația socială, responsabilitatea socială de a vă transforma continuu înspre mai mult, mai complex, mai bine și, cum am spus acum câteva clipe, către desăvârșire? Oare putem să acceptăm că națiunea noastră în general și corpul nostru profesional medical își poate permite să asiste la permanenta și continua derobare observată în ultimii ani de la înhămarea noilor generații de medici în scopul urnirii din latență, din involuția determinată de stagnare, din nepăsarea guvernanților a vehiculului second hand al medicinei românești? Oare putem asista pasiv la ceea ce eu numesc metaforic defrișarea continuă a peisajului medical autohton doar pentru că ne-am resemnat cu gândul că, indiferent ce am face, nu se poate schimba nimic? Putem să ne asumăm atitudinea miolitică de a ne considera gata învinși și să ne împingem floarea tinerilor medici spre celelalte țări, doar pentru că acolo este din start, imediat, instantaneu, mai bine, în raport cu standardele actuale de viață de la noi. Și asta în situația în care societatea lor avansată a intrat într-o disoluție evidentă, caracterizată inclusiv prin părăsirea ei de către proprii cetățeni? În acest context, merită oare să le însămânțăm propriilor noștri copii de acasă, propriilor noștri discipoli de la școală, ideea că mai bine să plece oriunde vor putea mai repede? Iar dacă ținem cont de faptul că noțiunea de estetică a fost definită pentru prima oară de un filozof, Alexander Baumgarten, care a punctat că, citez, simțul estetic lipsește în cultului, atunci putem accepta mai ușor că estetica responsabilității devenirii îi se adresează cu precădere și nouă, celor care am fost cultivați în biocenoza intelectuală a medicinii. Cui oare mai îndreptățit decât vouă, dragii noștri, vi se poate adresa chemarea de a fi parte a eforturilor de a recrea pădurile falnice de altădată reprezentate de personalitățile medicale și științifice interpedice prin care România era recunoscută la nivel mondial? Unii vă spun să plecați cât mai repede. Eu vă rog să rămâneți. Eu vă rog să rămâneți, să începem să reconstruim, să reîmpădurim peisajul medical golaș determinat de neîncrederea justificată a unora și de nerăbdarea de a trăi mai bine, deși periferic în alte părți, printre străini, a altora. Ca să ne apropiem de concluzii, ne mai rămâne să elucidăm un singur element. Ultimul. Și voi porni de la versurile de început ale Plugușorului, ca simbol de incantație laică a noului început
pe care le voi trata la modul interrogativ. Semne bune anul are? Semne bune? Bebeșug? De aici nevoia semiologiei din titlul enunțat de la început, pentru că acesta să fie corect înțeles, titlul, trebuie să pornim de la adevărul că semiologia nu este doar știința medicală care se ocupă cu descrierea simptomelor și semnelor diferitelor boli. Semiologia este în sensul ei cel mai cuprinzător știința semnelor, fiind o ramură a logicii simbolice care se ocupă cu studiul general al acestora și implicit cu studiul comunicării prin intermediul lor. Ei bine, semnele legate de problema, de posibilitatea unei resurrecții a responsabilității devenirii sociale într-o formă estetică, au fost în ultimii ani și se mențin de-a dreptul înfiorătoare. Primul. În România, medicii cei mai performanți sunt goniți de peste 10 ani din țară în mod explicit, pentru că reprezintă o categorie socială și profesională greu de influențat și aproape imposibil de cumpărat cu câțiva lei în plus la salariu. 2. În România a fost dezvoltată în mod explicit împotriva medicilor o legislație care îi transformă aproape imediat după absorbire într-o categorie profesională numai bună de băgat la pușcărie, pentru că primesc pentru munca lor mai mult de la pacienți decât de la statul angajator. În România, condițiile de lucru ale medicilor, spitale, echipamente, aparatură high-tech, medicație, sunt deplorabile în raport cu cele din țările normal dezvoltate. 4. În România, deși este un deficit global de medici specialiști, așa cum și domnul profesor Alexandru Cherese, dați-mi voie să spun profesor, spunea, posturile libere nu se ocupă din cauza că nu permit desfășurarea în siguranța acutului medical. Iar medicii se tem. În România este depășită copios normarea muncii eficiente fiziologic prin neincluderea gărzilor în categoria activității continue după primele 7 ore de activitate zilnică. În România, nivelul de retribuire a muncii este în mod deliberat unul de neacceptat. Ca exemplu, medic chirurg primar cu peste 20 de ani vechime primește un salariu net orar de sub 15 RON, adică sub 50 de lei pentru o operație de 3 ore. În România, spitalul public, sistemul public de spital de urgență, cel care rezolvă cele mai grave cazuri cu cele mai mari costuri, este mult subfinanțat de sistemul public de asigurări, adică de casa de asigurări, care susține în același timp, cu resursele mici, chiar dacă și numai parțial, și sistemul privat care tratează doar cazuri selecționate. Iubiții mei, viitor colegi, și îngerii să vă oprătească.